Salutare tuturor Episodul cu numărul 14 din cariera cu Hamburg. Astăzi avem meci cu Bayern cel mai așteptat meci al sezonului. Noi suntem pe locul 13 cu 18 puncte, Bayern nu e pe primul loc probabil, într-adevăr, 44. Incredibil. <laughs> Suntem în continuare în perioada de transfer. avem și cu Hanover astăzi. Vom încheia probabil perioada de transferuri, avem un buget de 8 milioane în momentul de față, poate o să mai vinem ceva, nu știu. Dați și voi un like acolo dacă vă place cariera, scrieți în comentarii ceva pentru algoritm, abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă. În comentarii vreau să scrieți astăzi uh, drujbă, pentru că se aude o drujbă, nu știu dacă o auziți voi, dar eu aud. Și dacă ați auzit-o și dacă nu ați auzit-o, scrieți drujbă în comentarii pentru algoritm. Vă mulțumesc. Iată echipa lui Bayern Noi Neuer în poartă, Bowie uh, Kim Min Alaba care a revenit la Bayern Wow și Guerrero, uh, uh, Kingsley Coman, Leimer Koke și Sane, Musiala și Kane Bun, ce să zic. Noi jucăm cu cea mai bună echipă în teren. Isco revine după ce meciul trecut n-a fost în episodul trecut și s-a văzut asta am pierdut cu Verder Bremen și s-a simțit lipsa lui Isco, dar acum revine și o să fac o meciul vieții din nou și din nou în poartă Hai să vedem ce se întâmplă cu Bayern München. Sper să-i batem Dar e foarte greu Va fi extrem de greu Cel mai bun marcator Kane okay, normal 15 goluri Nea Zebaios pleacă aici la atac Iată Apărarea lui Bayern E surprinsă Zebaios se duce Zebaios în fața golului Zebaios Ezechiel Zebaios Deschide scorul Și înscriem prin Zebaios În minutul 17 cine se aștepta Contraatac foarte bun, viteza lui Zebeau și spune cuvânt, au urcat ăștia cu toată echipa, nu știu ce a fost în capul lor, dar deschidem scorul, Kim min nu a putut să-i facă nimic lui Zebeau, a fugit pe lângă el, doar Noer e învins, bravo Zebeau, Ezechiel Zebeau, argentinianul Zăbălos să înscrie 1 la 0, bravo Zebeau, bravo băieți, bravo. Musiala pasă către Harry Kane, Harry Kane în care eu trebuie să fie blocat, trebuie să-l scoatem din unghi. Musiala, șura scurt, bară, bară gol L-am luat pe Ivușici pentru că Kun, că virgulă, Kun, lua goluri la scurt. L-am luat pe Ivușici. Ce face Ivușici? Ia gol la scurt! <gură> da, e o problemă în cariera asta cu golurile la scurt. Oricum, șutul a fost foarte puternic aici. Bară, bară, gol. A fost și ghinion. Putea din bară să se ducă în afară, dar nu. S-a dus în cealaltă bară și din aia, în loc să se ducă afară, s-a dus în poartă. Așa și atins-o Ivușici. Iar golul la scurt, bă, cum să iei numai goluri la scurt? Ce faci, Kabak? Nu, acolo am vrut să dau un centru, era liber race. Doamne, Ozan Kabak îi pune pe contraatac pe cei de la Bayern. Incredibilă pasă. Și Kane pasează către Musiala, e Ivușici care salvează însă. Bravo, Ivușici. E pauză, 1 la 1. Bă, nu e rău, ce să zic, dar am condus și am luat un gol la Iurea. A, e. Până la urmă, un egal cu Bayern ar fi demențial. Aoleu, de deci ce am băgat tackling-ul ăla cu Diomande, Coman trece aici, Kingsley Coman în care o Kingsley Coman pasă la Musiala și e 2 la 1, Musiala cu dubla, bă, ce rău am băgat tackling-ul ăla cu Diomande, Bayern nu ne întoarce, normal, era de a aștepta până la urmă, Musiala cu dubla, aoleu, ce prost am băgat tackling acolo, Zebaio să așteaptă plecarea lui Marțial, pleacă Tony Marțial, e liberisco Isco în centru, să vedem ce va face Marțial, Marțial cu pasa la Isco, preluare și șut Isco, Isco Disco, bă, Isco Disco, Isco Disco, n-ai ce să-i faci lui Isco, jos pălăria Isco, mulțumim, mulțumim că ești prea bun, Marțial însă se descurcă bine și pasează foarte bine în centru, preluare și șut cu exteriorul a lui, bă, Modric, am învățat de la Modric că a fost coleg cu el atâta timp. Isco e prea zeu, bă înscrie și egalăm, superb. E momentul lui Secumara în, uh, în acest moment. I-aș debuta și pe Vidal și pe Williams, dar totuși e cu Bayern și jucăm de la egal la egal, n-aș vrea să risc totuși. Bayern Oghita în sens a fost slab și va ieși, intră Jisung. Bine, Ozan Kabak, foarte bună recuperare. Isco, pleacă Zebaios, trebuie să-i trimitem. Zebaios e liber, foarte liber, chiar Secumara. Dar pasă e foarte slabă, Minge ajunge la Jisung Jisung, Jisung Gol, 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 Jisung Bravo, bă, băiatule, 3 la 2 3 la 2, om Jisung înscrie Minge ajunge cu noroc, l-am vrut la secumara dar, dar nu e pe fază, bă, și prinde mingea, se duce și înscrie Bravo, 3 la 2 cu Bayern, nu wow, au, suntem aproape de un rezultat magnific Magnific, pur și simplu Trebuie să facem schimbări, într-adevăr, dar Vreau să vă reluarea, e golul lui Jisung, bravo și Așa, am văzut reluarea, acum facem schimbări. O să intre Răzvan Marin în locul lui Reis, o să-l bag și pe Williams în locul lui Zeba. Hai să-l debutăm pe Williams într-un meci cu Bayern, e un, un meci de ținut în minte pentru jucătorul tânăr venit de la Academie. L-a schimbat și pe Isco, dar îl las totuși, e Isco mă. Pasează din nou cei de la Bayern foarte bine. Harry Kane pasă către Sane. A fost offside. Uh, a fost asta și se fluieră finalul. Câștigăm cu 3 la 2 în fața lui Bayern. Victorie istorică. Bine, probabil Hamburg a mai câștigat în fața lui Bayern. Dar, bă, nu mă așteptam să-i bat pe Bayern. A fost un meci greu rău de tot. Am condus cu 1-0, ne-au condus cu 2 la 1 și am câștigat cu 3 la 2. Wow! Bineînțeles, omul meciului Isco pentru noi, cel puțin. Zebaios și el foarte bun, amândoi cu câte un gol și un asist, doamne ce meciuri au făcut, ce meci au, făc au făcut amândoi, pardon, mă încurc că deja nu mai știu ce vorbesc. 3 la șuturi, 3 goluri. 3 <laughs> șuturi la 8. I-am bătut, mă, cu 3 șuturi pe poartă ei 8. Asta înseamnă să știi să joci cu Bayern München. Asta înseamnă. Câștigăm cu Bayern München. De Micheli să-și bate fosta echipă, bă, la care a jucat. <laughs> Bravo de Michelis, asta vreau să văd. Ambruzius mai primește o ofertă tot din Belgia, aparent toți belgienii îl vor pe Ambruzius. Hai să negociem să-l dăm pe Ambruzius. Dar nu vor să-mi dea 2750. <cute> ce se întâmplă? De ce, nu, de ce e atât de ieftin Ambruzius? Primesc oferte băieții noștri, Thomas ăsta nu pleacă. Hato, din nou ofertat de Juventus de data asta. Stați cu minți, mă, potoliți. Elei îl vrea pe Ambrosius. Ăștia au bani, măcar ăștia să-mi dea 2.700. Îmi dau ăștia 2.700, milioane că ăștia au bani, mă, asta vreau să văd. se poate pleca acum. Vine și Beşiktaş cu o ofertă pentru Ambrosius. Hai să negociem și cu ei și să aibă de ales. A, la Beşiktaş sunt ultimii zgârciți și nu-mi dau banii Da. Se ducă la elei atunci. Și avem partidă cu Hanover în campionat. Sunt pe ultimul loc, au un singur punct după vreo 20 de etape. Sunt slab rău. Și jucăm cu ni un titular și unele rezerve. Kun din nou în poartă după mult timp. <laughs> dăm cu XM, dar am emoții, nu știu de ce. Câștigăm, bă, 3 la 1. Bun. Zeba, Jisung și Marin scriu. au înscris și ei pe final. I am bătut și e bine. Ambrosius pleacă la LA, domnul ane 700. Și primim o ofertă pentru Van der Brept, pe care vrem să-l dă, să dăm pentru că nu mai vrea să rămână. Hato primește și la Real Madrid ofertă, doamne ferește. Nu mai vrea el să stea, s-a pus singur pe lista de transfer, la fel ca Andrei Gomes aparent. Eh, pe Andrei Gomes nu o să-l dăm, dar pe Van der Brept îl dăm. 14 milioane jumătate pentru Van der Brept, e o sumă imensă, bă, imensă. Și putem să luăm pe Hoever, liber de contract din sezonul următor, deci îl luăm pe Hoever de rezervă de fundaj dreapta la Hato. Uh, L-am mai avut la cariere, nu știu dacă am pe YouTube, dar l a mai avut, știu, pe băiat, nu e rău și liber de contract, de ce să nu-l luăm? Doar că el va veni din vară, probabil Vanderbilt pleacă acum. Ne înțelegem și la salariu și Hoever va veni din vară la Hamburg, va deveni Hamburger. Hoever Hamburger. Hmm, nu sună tare aproape, dar na. Încă un jucător la Academie își schimbă poziția în right winger, băiatul ăsta, 58, nu e rău deloc. Dar uh, îl mai lăsăm la Academie. Portarul ăsta, Peters, face 16 ani și uitați-vă ce potențial mare are. Nu știu ce să fac eu cu ăsta. L-aș lua să-l dau împrumut, probabil. Și asta cred că o să fac. Are două playstyle-uri Peters ca portar. Și o să-l dăm pe de împrumut să joace undeva. Avem o grămadă de portari. Vanderbilt mai primește o ofertă de la Fiorentina. Hai să negociem să-și aleagă el echipa. Dar ei nu ne dau 14 milioane jumate, așa că sper să se ducă la Nice. Pleacă, cred, Van der Brept. Nu? El e? El e. Pleacă la Nice, 14 milioane jumate, o sumă e, e enormă pentru noi. Am luat uh, aproape maxim pe el, i-am găsit și înlocuitor pe Hoever pentru sezonul următor, totul e ca la carte. Avem în acest moment 23 de milioane, îi lăsăm pentru sezonul următor. Se mai strâng bani acolo și o să facem super transferuri la sfârșitul sezonului. Everton îl ofertează pe Tom Kraus. Băi băieți, bă. ne dau un jucător la schimb pe Tarkovski, mergeți băi. Bă. Ar vrea și Barcelona pe Hato. Normal, la, la vreo realul vrea și Barcelona. <laughs> și Peter să sta primește o ofertă de împrumut. Negociem, se ducă fără opțiune de cumpărare, un portar excelent. Acum vine și Manchester United. Nici mă mai uit la oferte, deja am nebunit cu hatul ăsta. Trecem așadar peste deadline day, nu mă mai interesează. Avem echipa, zic eu, destul de completă, m-am ăsta, zici că nu mai contează. Valdes. A, ah, Vales. Am crezut că e Valdez. <laughs> nou Valdes la Chelsea. Bun, suntem pe locul 10 în momentul de față, avem 24 de puncte și avem aici cu Werder Bremen care sunt pe 9 exact în fața noastră cu un punct mai mult. Am pierdut în episodul trecut cu ei, acum o să-i batem. Nils Thomas ăsta învață să ce CDM are, has potential to be special, dacă crește și în OVR e perfect, nu crește. Ha, păcat. Tom Kraus ofertat de Newcastle, un jucător la schimb destul de bun și o sumă de bani, dar nu o să-l dăm, s-a încheiat perioada de transferuri oricum dar nu, nu facem astfel de transferuri acum. Așadar, revanșa cu Werder Bremen, jucăm acasă de data asta, se cumara acolo, toți titularii în rest. Hai să vedem ce vom face. Sper să ne luăm revanșa și să câștigăm. Nabil Keita pasă către Soto Sotoca, n-a fost offside, nu. Un gol 1-0 la scurt, din nou. <laughs> Jocul mami măti. Cum n-a fost offside în primul rând și cum am luat gol din nou la scurt. Incredibil așa ceva. Da. Verder Bremen și acasă și în deplasare mă omoară. Baino plecăm la atac. Gittens către Isco. Isco către Baino Pasă o puțin cam înapoi, dar Baino se descurcă. Pasă excelentă. Secumara! Și e momentul să facă calm. <laughs> Are în contract asta, după cum am spus în episodul trecut. Sekumaran scrie înscrie 1-1. Super pasă aici a lui Baino și se cum din vole din prima în scrie 1 la 1. Bravo băieți, așa da. Iată-l pe Isco, pleacă se cumara. Isco îi trimite o super pasă, se cumara. Bă, dar ne de ce nu mă pot abține să dau lob? De ce? De ce? De ce, de ce? trebuie să dai un lob mereu? De ce? Se cumara, încearcă să treacă aici super se cumara. Mara din unghi, scoate zent n-ar putut sportarul și Iată aici ocazie pentru Verd. Dă-o dracului, bă. Bă, dă-o gâtul, mă, bă. Toate șuturile intră, dar cum e posibil așa ceva? Ivu și nu are nicio șansă la șutul ăsta. A ajuns mingea asta, mi-a mi dat două goluri. <fie> e gol, e 2 la 1. E 2 la 1, exact înainte de pauză. Nu pot să cred că am primit gol din nou de la Nil, Nil, Ninman, Tutagi, Zebaios în flancul drept. Zebaios trebuie să se descurce bine aici. Zebaios cu pasa. Se cumara mai departe. Mai repede ce n-a dat din prima. Îmi să dea din prima la Isco și el face preluare că e ultimul dobitoc și se cumara. Dacă nu-i dai mingea în fața porții, nu știi altceva, săracul. Aoleu, din nou ocazie mare. Nu pot să scabă de ăștia, bă. Și nu pot să le iau mingea, bă, Ivușici, cu o super intervenție de data asta. Incredibil, bă, cum joacă Werder Bremen în, în atac. Urcă Zebaios, te rog, Isco la balon. Du-te Zebaios, hai Zebaios. Zebaios în dreapta. Zebaios cere mingea pe cealaltă parte. Reis, centrarea e foarte bună. Reis, capitanul nostru, Reis cu un super execuție. el a dat. Eu n-am dat să dea așa. El a dat. Capitanul, Reis. Egalează. Din pasa superba lui Zebaios. Și facem 2 la 2. În sfârșit egalăm. A, ce greu e meciul ăsta. Marțial va intra în locul lui Secumara. Secumara, în afară de gol, n-a făcut absolut nimic. Raze, ce execuție, pe contră pie portarul, nici o, șansă n-a avut la o execuția lui Raze, super golul, bravo bă capitanule. Zebaios pleacă la atac, du-te Zebaios, du-te Zebaios, doamne ce viteză are băiatul ăsta, Zebaios e prea bun, Zebaios, 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 Zebayos. am zis că e prea bun, am zis că e prea bun cumva, Zebaios e prea bun, așa am zis. Hmm, cum să nu dai gol mă, de acolo, ieși afară. Îl bag pe Williams, chiar dacă zi să făcut un meci extraordinar. Pentru ratarea asta nu pot să-l iert. Baino Guitens, iese, intră Jisung. Și o să-l bag pe Andre Gomes, în locul lui uh, Kraus. Cum, cum a ajuns mingea la Deman? Deman, nu, bine de doamne ferește, cum, cum, știi cum e tot la ei? De ce e tot la ei? De ce nu mă lasă să ies din apărare? S-a terminat meciul 2 la 2. Doamne, ferește ce ocazie au avut Werder Bremen acum. Nu ne a luat revanșă, dar măcar am scos egalul, că a fost, acum erau să, doamne, să mi încasăm rău. Ha, 2 la 2 cu Werder Bremen. Bun, un punct muncit rău. Zebaios <laughs> omul meciului un asist, însă a jucat foarte bine. Dacă dădea de gol acolo, era și mai bine. Se cum cumara 8, ca da gol, dar în rest nimic. Kabak, Excel, Kabak și Diomande. E cel mai bun cuplu de fundaj pe care l-am avut în vreo carieră. Leverkusen îl vrea pe Kun. <laughs> nu-l dau, chiar dacă e rezervă, nu-l dau. Suntem pe locul 11 în continuare, 25 de puncte. Avem și cu Union Berlin care au 34. E foarte dificil, trebuie să-i batem, să ne apropiem la 6 puncte de ei. Pe Union Berlin ne am bătut și în tur și e momentul să-i batem și în retur, nu-i așa? Vom juca cu cun în poartă, cu virgulă cun în poartă, pentru că e momentul lui, zic eu. Merită încă o șansă. Uh, Andrei Gomes intră acolo în locul lui Kraus și asta e echipa. Hai să vedem ce facem, jucăm în deplasare, sper ca să nu mai fie Cun prost, atât, atât vreau. Și în sfârșit nu mai e zăpadă, că am nebunii cu zăpada aia. În sfârșit e o vreme bună. O centrare lui Gosens, ca cre cu capul pe lângă, scăpăm. Centrarea lui Vola, cun. De ce l-am băgat pe cun? Cine m-a pus să-l bag pe cun? Cine m-a, cine dracu m-a pus să-l bag pe cun în poartă? Uitați-vă ce face, bă. Uitați-vă ce face cun. 1 0 1-0 Un Union Berlin. Standard Larsen, jucător pe care am vrut să-l iau și eu. Dar l-am ales pe Secu Mara. Proastă decizie. Larsen din nou autor golului. Manu Sanchez nu poate să blocheze. Nu, no, e gol din nou. E, va fi gol din nou. Da, e clasic deja. Bă. Deja deja știu. Bă, cum să nu pot să iau mingea, bă? Du-te, dracului, că-mi bat picioarele în el de joc. Nu mă mai joc niciodată. Să mă piș pe el de joc. Eu nu mai termin cariera asta, mă. Cac în ea. 2-0 la, la pauză. Ce să mai zic, nu mai am nu mai am cuvinte. Secumara intră la pauză în locul lui Marțial. Ha, eu nu știu ce să mai fac sincer. Bă, Binoghit însă e atât de invizibil în ultimul timp, nu face absolut nimic. Nu știu ce să fac cu el. Bine, Andrei Gomes. Cum să-mi dai faul așa ceva? Du-te morții mătii de joc. Las-o, bă, dracului. Bă, m-a omorât jocul ăsta, bă. Cum să-mi dai faul la așa ceva? Nu mai pot să înțeleg. Andrei Gomes până acum a făcut un meci perfect. Uite și pe ăsta unde pasează. Băi, no, ghită e nebun. E prost, e handicapat. E cum vreți voi. Uitați-vă cum au ei atac acum. Adio, mande, superb aici, bravo. Cum naiba a pasat în... Cun salvează. Nu mai pot, nu mai pot cu jocul ăsta, de ce E atât de pro jocul ăsta? <laughs> opriți-l vă rog, opriți-l vă rog, că nu mai pot. No, nu no, din nou, nu no, din nou. Hristosul mătii de joc. Du-te bă de aici, du-te bă de aici, las-o baltă. Ești bai nogită înscă ești ultimul om. Doamne bă, nu mai pot. Thomas intră în locul lui Reis, Reis invizibil total. Nu mai pot cu băieții ăștia să mor eu dacă mai pot. William se intră în locul lui o să fac schimbări peste schimbări. Doar Isco rămâne dintre cei titulari. Isco! Du-te, bă, Mara! Hai, mă, Mara, pleacă odată! Ce dracu ți atâta? Doamne, ferește-se cum Mara e prost rău. Hai, Mara, dă gol măcar. Dă-mă gol! Nu mai pot. Se doamne, ieși afară, ieși afară, ieși afară, bă, ieși afară, mai bine bag pe copilul ăsta, va intra Vidal, nu mai pot cu se e prost rău, l-am băgat la pauză în locul lui Marțial care nu făcuse nici el nimic, n-am un atacant, bă, un atacant nu am, bă, un atac, uitați-vă puțin, uitați-vă puțin, cu asta era deprins, o prindeam într-o mână, mara, ieși afară, mara, măcar să-l văd pe copilul ăla, da, e 4-0, ba nu, e scoate cu a fost un meci dezastros pur și simplu. I am bătut eu pe Union Berlin în tur, dar în retur e ceva incredibil. Din nou un minut de prelungire. Da bine, la 3-0 ce să mai faci? Asta e oricum. 3-0 rezultat final. M-au omorât cei la Union Berlin. Am, am crăpat pe aici tot din nou. În fiecare episod trebuie să fie la fel. În fiecare episod trebuie să fie la fel. Da. Omul meciului la noi nu știu cine poate să fie. Cabac, Probabil și cu o diomandei că sunt buni, rău amândoi. Dar în rest, da, Andrei Gomes. Cred că Andrei Gomes merita să fie omul meciului. Isco s-a luptat. Dar singur Isco nu are cum. Nu are cum, din păcate. Da. Vine scoutorul pentru prima lună din Ungaria. Ia să vedem ce unguri mi aduce. Coloș Kis, mamă, unguru. Unguru Kis. Vine mai aici să te văd. Da, și atât, că mi-au adus doar vreo șapte jucători. Ia uite-l. Coloș Kis. E jucător de bandă, într-adevăr. dribling bun. Ma, da, nu pare, 80, 64, o vere, din nou, 17 ani are o barbă de sâmba Eu nici acum n-am barbă la 22 și el are la 17 de zi și că e bunica mea. bunică bunica mea, am zis. Bunic. Bun. Da, o să-l antrenăm la week foot. Vom vedea ce facem cu băiatul ăsta. Pare destul de interesant. Avem partida cu Stuttgart, deja nu mai stau să mă complic, o să simulez. Chiar dacă au două puncte în fața noastră, aia și și în deplasare, dar câștigăm. Na, na, bai nu uităm și Zebius. Bă, simulez de acum, gata, simulez. Am urcat pe locul nou acum, am trecut pește, peste, Stuttgart, avem uh, o 28 de puncte, suntem departe rău de locul 6, dar măcar locul 7, nu știu, locul 7 are duce undeva, mă gândesc că în Conference League măcar. Portarul ăsta de rezervă pleacă și el împrumut și vine meci cu Mainz, jucăm acasă, joacă-se cum ara, simulăm, hai să vedem, 1-0 pierdem, normal. Ce joc prost și handicapat. A intrat Vidal, ăla e, ăla e atacant, a intrat funda stânga. Cum să câștig când intră Isco vârf? Nu, nu mai înțeleg. Partida cu Leipzig pe care am bătut în tur cu vreo 3-0, uitați vă ce jos am căzut. Locul 12. E complicat rău de tot în sezonul ăsta, dar Sper ca din sezonul următor să fie mai bine oricum. Sim, uh, ne încheiem aici episodul de azi, nu, nu mai pot oricum. Sper că v-a plăcut, dați like acolo, abonați-vă, scrieți în comentarii ce am zis că scrieți în comentarii, nu mai știu. Dați scrieți ceva pentru algoritm, oricum. Vă mulțumesc că ați fost aici, cam atât, pa, pa.